Atât de multă lume, adevărul este că avem un număr record de artiști care participă la această expoziție. Sunt 20 de artiști, pictori și sculptori. După părerea mea, este o expoziție de excepție, să zicem așa. Avem, ce să spun, cei mai mari pictori la ora actuală, să zic așa. Mare lucru, eu nu pot să vă spun că nu sunt critic de artă. Am să o invit pe doamna Speranța Ștefănescu, critic de artă, să spună de sa câteva cuvinte despre expoziție și despre artiști. Critic și istoric de artă. Da, mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc dumneavoastră și mă bucur că suntem din nou împreună în această echipă de prieteni, de prieteni ai artei și de creatori, deci de artiști și prieteni ai artei. Este într-adevăr o expoziție amplă, o expoziție în care participă 20 de artiști. Asistăm la un dialog al formelor și al expresiilor, al diversității cromatice, dar și ideatice. Acești artiști compun un calidoscop imagistic și reunesc sentimente, idei și, concepte, pentru că avem și zona abstractă, avem și zona a picturii figurative, avem și viziune suprarealistă, de la un suprarealist temperat la un suprarealism accentuat. Toate acestea într-un spațiul acesta generos al galeriei Soleil, altfel de care ne-am întâlnit, sigur, nu numai aici, ne-am întâlnit și la Hotel Caro și în alte spații unde dânsii organizează. Eu acum de data aceasta va fi un dialog mai activ între mine, participanți și artiști, pentru că eu o să mă opresc puțin la artiștii care nu sunt prezenți în expoziție. Urmând ca apoi fiecare dintre artiști o să le dăm și o să le, mă rog, înmânăm la final și o diplomă pentru valoarea artistică și nivelul la care s-au ridicat prin această participare la expoziție în Galeria Soleil, pentru că, într-adevăr, este o galerie foarte selectivă. Nu oricine participă aici. Este vorba de un anumit nivel atât conceptual cât și compozițional. Și pentru aceasta ne-am gândit la final să oferim diplome. Și, bineînțeles, aici intervine partea de activă, pentru că și cei care vor primi diplome, artiștii prezenți, vor spune câteva idei despre propriile creații. Deci voi spune câteva cuvinte despre artiștii care nu sunt prezenți în sală, și anume Antana Călinescu, pe care o cunosc, este o artistă cu multe expoziții, a ajuns la o maturitate și ca număr de expoziții, dar și din punct de vedere al temelor abordate și al modului de reprezentare, care prin jocul cromatic de lumini și umbre pune în valoare compozițiile sale, sugerând din creațiile sale narațiuni ce reies atât din dialogul formelor, dar și din modul de recompunere a spațiului plastic. Un alt artist, Ion Bradiloveanu, despre care eu am mai vorbit, nu-l cunosc personal, dar i-am văzut lucrările și i-am mai cunoscut creațiile și în spațiul expoziției din hotel, din spațiul hotelului Carol, prin portretele care vizitează, secole trecute, regândește ideea de reflectare a fizionomiei morale prin analiza chipului uman din punct de vedere psihologic. Văzut în ipostaze diferite, acestea reliefază o istorie a unor clipe semnificative, imortalizând sugestiv printr-o cromatică ce îi susține demersul mesajului transmis, printr-o imagine sugestivă și plină de analize. Pentru că nu este ușor să exprimi chipul uman, adică nu e ușor să-i transmiți starea interioară, decât dacă poți să pătrunzi dincolo de ceea ce vezi la suprafață, dincolo de vizibil. Chiar dacă este o pictură figurativă, dânsul are această capacitate de a sugera lucruri imperceptibile, care țin de stare, care țin de personalitatea celui portretizat. Mariana Papară îmbracă prin lucrările sale, printr-o formă conceptuală, originală, receptarea vizibilului.
aici avem de a face cu o pictură abstractă, de o rafinată plasticitate artistă, am notat eu, își definește universul artistic printr-o descoperire a resorturilor interioare, acestea aflându-se sub semnul unor sinteze ale formelor, sinteza formelor abstractizate, unde paleta de griuri potențează efectul vizual. Artista vibrează suprafața și imprimă ritmuri nevăluite spectaculoase. Vreau să spun, să adaug la acest lucru, că într-adevăr, la ceea ce am spus mai devreme, că în pictura abstractă contează foarte mult expresivitatea liniilor, a tușelor, vibrația și mai ales sugerarea idei de dinamism, de mișcare. Lucrurile acestea nu se realizează prin forme concrete, ci printr-o sintetizare a formelor. Și atunci acest lucru înseamnă un proces tot așa de analiză. Deci, în pictura abstractă, în pictura conceptuală, participă foarte mult aceste etape ale gândirii. Da? Dincolo de ceea ce simțim, trebuie să și analizăm, să trecem prin filtrul acesta și să reușim să transmitem doar prin linii, prin configurarea spațiului plastic, sentimentele sau ideile pe care vrem să le relevăm. Mergând mai departe, doamna Mariela Juverdeanu, prin expresivitatea chipurilor create din forme, de la un gen de suprarealist temperat, printr-o cromatică echilibrată, prin nuanțe de albastru deschis care sugerează suavitatea, dar și printr-o viziune compozițională care recompune imagini ce parcă ar fi coborâte din lumea basmelor, creează un univers ludic, un univers care ne întoarce în copilărie, în acel frumos univers al basmelor în care gândirea magică juca un rol esențial. Ceea ce răzbate din lucrările sale este acea bucurie a privitorului care recrează redescoperirea timpului pierdut, așa cum întâlnim și în operele lui Marcel Proust, ca să fac o paralelă cu literatura, acel etern al universului copilăriei și acele personaje compuse, dacă o să-i priviți lucrările, sunt chipuri și părul personajelor este compus din forme rotunde, din geometrii, dar și în linii sinuoase și în același timp cromatica aceasta pastelată care sugerează suavitatea ne duce în zona aceasta a serenității din perspectiva copilăriei și adolescenței. Aurel Pătrașcu alege ca simbol clownul, un personaj emblematic pentru zona de expresie artistică, încărcat de o veritabilă evocare a unor narațiuni pitorești, printr-un acest clown fiind un subiect generos, atât pentru paleta de expresie, cât și din punct de vedere al simbolistic. Cromatica fovistă contribuie în mod evident la elaborarea imaginii plastice, care este atractive și seducătoare. Cum sunt, aș adăuga eu, toate personajele carnavalești, care au anumită simbolistică. Constantin Sinescu, l-aș defini, dacă ar fi să-i definesc opera, ar fi așa. Constantin Sinescu și semantica formelor brâncușiene, de data aceasta din perspectiva modernității, este ceea ce cred despre opera maestrului Sinescu, care continuă să se perfecționeze, căutând atât în zona filonului tradițional brâncușian, cât și forme noi de expresie modernă și tridimensionalitatea care într-adevăr îți oferă o posibilitate de expresie mult mai mare decât zona aceasta a bidimensionalului, dar în același timp reprezintă și o mai mare complexitate, pentru că nu este ușor să vezi și în spațiu, trebuie să pune o viziune mult mai complexă. Pot să spun că este un artist deja consacrat, un artist care are acea maturitate de expresie, dar și de mesaj, pentru că mesajele sale sunt foarte profunde și își găsesc resorturile în an și an de căutări și de cercetări pe planul acesta artistic. Întreaga expoziție conferă, așa cum am spus și mai înainte, o diversitate imagistică, dar ceea ce este important că ea vibrează într-o profundă relaționare cu tot ce înseamnă tematica pe care reunește acești artiști, și anume locurile prin care au mers sau cărora care le-au trezit amintiri, unde clipa s-a oprit și a existat acea memorie a clipei pe care artiștii au reușit să o surprindă pe pânzele sale, locuri, oamenii care i-au condus sau care au reprezentat pentru ei maestrii spirituali,
care i-au definit și au reușit să le creeze acest parcurs artistic și uman și, bineînțeles, sentimentele și ideile pe care le promovează și pe care au reușit să le releve de acest discurs plastic. Deci expoziția este foarte complexă, este plăcută, atractivă și eu nu pot decât să felicit artiștii prezenți. Dar despre cei de aici? Da, imediat. Vorbesc despre cei de aici, o să vorbesc în clipa în care le ofer această diplomă, vor prezenta, le vor spune câteva cuvinte cheie și ei vor spune câteva cuvinte despre lucrările lor ca să fie mai... să fie puțin interactiv. Asta am... Bun, și atunci să trecem bine, la... Bine, cine dorește? Cine dorește? Da, pentru că așa am... am spus. Deci, doamna Antonina Rizea va primi o diplomă. Este ordinea, să spunem, este cea de pe, nu? Din nu, așa și, cum le ai. Și simplu cum da. Le ai, nu există o ierarhie. Nu. Așa. Doamna Antonina Rizea, felicitări. Doriți să spuneți câteva cuvinte cum ați să vă felicitări din ea? La această expoziție particip doar cu obiecte decorate în mozaic. Majoritatea sunt în mozaic de sticlă. Măsuța lucrată este în mozaic de sticlă și mozaic de ceramică. Nu degeaba aveți aici câteva lucrări semnificative? Da. Mozaicul este, puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre tehnica mozaicului, pentru că din punct de vedere cromatic am observat că sunt foarte atractive, au acel echilibru, au prospețimea aceasta culorilor și am văzut că mergeți foarte mult pe o gamă a cromaticii vii, mergeți pe zona aceasta a culorilor vivante care aduc bucurie. Spuneți-ne puțin despre tehnica mozaicului. Ce vă, adică mai exact, ce anume, ce vi se pare mai dificil în această zonă, de ce v-a atras? De ce anume v-a atras această zonă? Nu, că sunt, nu sunt mulți artiști care fac. Nu mi se pare dificil. Da. Ce să spun, nu eu am ales mozaicul, mozaicul m-a ales pe mine. M-am dus să cumpăr o oglindă și de la cumpărarea oglinzii, am ajuns la, am găsit un client cu cursuri de mozaic, dar cursul a însemnat o lecție de 2 ore, după care am fost autodidact. Ați mai expus aici? Da, la... Nu, aici. Acum la câteva la luni, într-o altă expoziție, da. Într-o altă expoziție am expus 2 tablouri lucrate în mozaic și o pictură. Depictat doar de un an de zile am încercat. Vasele mă inspiră, nu desenez, nu nimic, totul fac direct. Asta vreau să știu, să ați anticipat o întrebare, da. Foarte frumos. Deci în funcție de forma vasului și de mozaicul la care... Deci, în general, mă hotărăsc la culorile pe care le folosesc la vasul respectiv și după aceea, în funcție de formă, scot modelul respectiv. Încerc să găsesc vase cât mai deosebite ca formă. Vedeți, acesta este da, nu curbe, da. Am mai făcut cu anii în urmă, o formă originală, astea foarte cocoșat. Da, sunt bine dite ca formă, asta am observat. De la Notre Dame. Eu vă felicit încă o dată și să o aplaudăm pe doamna. Să dăm cuvântul, dacă este în sală, sper că este, doamna Luminița Stoican. Da, este. Uitați-a deși. Eu am particip în cadrul acestei expoziții cu 4 lucrări realizate în ulei pe pânză, am realizat în cuțit de paletă, am umplat culorile vibrante și tușele generoase de culoare. Prin picturile mele vreau să cumva să arăt, să transmit, da, bucuria muzicii și... Da, am văzut că tematica dumneavoastră se leagă de arta asta muzicală care da. Se cuprinde pe toate. Da. E un limbaj, muzica e un limbaj care poate cuprinde toate artele. Da.
Și deci eu am avut, să zic, două dorințe, să pictez și să cânt la chitară și cumva n-am reușit să mă cânt la chitară, dar în schimb am ales să pictez. Da, adică exact ce am spus mai devreme, emoția da. Unor lucruri. Am avut eu niște dorințe așa de când eram eu mică. Da, ați reușit să le sublinez pe pânză. Apreciez foarte mult modul în care ați sintetizat formele și cromatica aceasta echilibrată, dar și tematica mi se pare interesantă pentru că zona aceasta a instrumentelor muzicale și ritmicitatea muzicală reiese din multe lucrări care nu au neapărat temă muzicală. Da. Dar la un moment dat artele, există o confluență între aceste arte, între da, muzică și arta plastică. Da. Mulțumim și felicitări! Să vedem doamna Adelina Simona Ionescu. Ia să vedem, doamna Cortiz. Spuneți-ne câteva cuvinte, da? E prima dată când am onoarea să particip în expoziție organizată în această galerie. Este o mândrie pentru mine pentru că o să spun că sunt un artist în dezvoltare. Încă îmi caut mesajele artistice, puterea de exprimare plastică. Eu la bază nu sunt, nu am pregătire în arte, eu sunt avocat. Deci pentru mine orice mesaj pe care îl transmit prin aceste tablouri, de fapt este o străduință de a străpunge realitatea în care pe de o parte trăiesc și mediul artistic la care aspir și în care mă simt extrem de liberă și cu o putere de exprimare altfel decât cea din viața mea reală. Cele două lucrări, Creatura Nopții și propriul meu imaginar, de fapt asta și vor să transmită, este un alt fel de eu al meu, pe care încă îl caut. Eu știu că există acolo în mesajele mele artistice și sper că după niște ani de dezvoltare artistică să vină și cu mai multă forță și cu mai multe mesaje către public. Da, nu, felicitări ați venit foarte real și de fapt a surprins o trăsătură general umană a celor care, a multor oameni care au această structură artistică și care nu au avut ocazia decât la un moment dat să-și o exprime. Și vreau să vă spun că de fapt asta este și din scopul până la urmă al căutărilor și a perfecționării permanente. Niciun artist, chiar cei considerați consacrați, nu se opresc la un nivel, tot timpul caută, pentru că, de fapt, atingerea perfecțiunii este un ideal la care toți aspiră, indiferent că sunt artiști cunoscuți, cu multe expoziții sau vorbim de arta plastică, dar acest lucru este valabil în toate domeniile. Și mai ales este o căutare permanentă de a te reinventa și de a te regăsi. Deci drumul acesta este de un drum bun, nu vă faceți probleme în sensul acesta, în sensul de căutare și de cercetare. Da, cu siguranță pentru mine este un dar pe care îl fac în această etapă. Și de fapt este și scopul artei, de a ne regăsi și de a ne crea un echilibru, de a ne regăsi prin aceste expresii artistice. Felicitări încă o dată! Doamna Corina Chirilă, spunem de Corina, nu mai spunem doamnă domnișoară, Corina Chirilă. Da, nu vă dați exact. Exact, da. Când cineva mă domnește, mă simt îmbătrânită. Și am făcut această chestie pentru că, mă rog, am zis, este puțin ceva foarte formal, dar da, noi suntem aici prin ceea ce suntem noi. Speranța, Corina și așa mai departe, da. Deci, Corina Chirilă, o știu, am mai deschis expoziții și deci are o tematică un pic diferită. Da. Expoziții, nu ești la prima nici de cum. Deci, așa că poți să ne spui și tu câteva cuvinte despre ce ți-ai propus în expoziția de aici. Deci eu aici am trei lucrări din domeniul meu de bază, biologia. După cum bine știți, eu sunt biolog de profesie, sunt absolventa facultății de biologie, iar aici am abordat subiecte legate de neurobiologie, de sinapsă, conexiunea între neuroni, că tot avem expoziția cealaltă, numită conexiuni, în arbore neuronal în depresie, eclipsa arborelui neuronal,
este un arbore neuronal cu eclipsă în interior și cu aripile, cu crengile în jos, crengile cu papurii pe care le desenăm, reprezintă conexiunea noastră cu lumea din jur. Când desenăm copaci, crengile reprezintă conexiunea cu lumea din jur. Iar când crengile sunt în jos, înseamnă că subiectul care a desenat copacul este depresiv. Iar aici avem recaptarea serotoninei. Este un proces care are loc tot așa la nivel neuronal. Este coordonat de gena HDR1A, gena autoreceptorului pentru serotonină. Iar la unele persoane există o mutație în zona promoter, zona reglatoare genii HTR1A, se reabsoarbe prea multă serotonină. E foarte interesant cum ai reușit să îmbini această zonă științifică, care este cuantificabilă, măsurabilă și exactă, cu o viziune suprarealistă a modului de reprezentare. Pentru că dacă am vedea lucrurile și n-am ști exact tematica, viziunea este suprarealistă de reprezentare. Poate formele acestea pot părea diverse, pot fi interpretabile, deci pot fi interpretate și, bineînțeles, ne ajută și codurile de culoare în sensul acesta. Deci, una de reprezentare e una suprarealistă. 90% dintre privitori, 90% dintre privitori ar vedea aici pictura abstractă. Da, cu o viziune suprarealistă, adică viziunea asta specifică visului, dar de fapt suprarealismul, ca să exprim mai clar, dacă ne gândim și la unul dintre marii expresioniști și a fost acum în discuții despre Victor Brauner, ați văzut formele acestea supradimensionate, fabuloase, schimbate față de realitate. Deci nu există o, nu există o reprezentare clasică, știi? Și din punctul ăsta de vedere e o reprezentare suprarealistă. Dar e foarte interesant cum ai reușit să îmbini aceste lucruri. Da, le-am avut în multe expoziții de pictură abstractă, dar ele în sine nu sunt abstracte, dar pentru majoritatea privitorilor sunt abstracte. Da, da, da. Ce până la urmă, arta, de fapt, că, pentru că noi dăm niște forme de a privi lucrurile și de a încerca să analizăm o lucrare sau alta, dar fiecăruia îi spune în funcție de experiența vizuală, în funcție de experiența personală, îi transmite ceva. Până la urmă, în această lucru constă frumusețea artei, pentru că apar aceste surprize ale interpretării personale. Deci fiecare îi trezește o anumită emoție. Eu am încercat să apropii de artă și domeniul meu, adică biologia, meseria mea, să le îmbin într-un fel. Păi asta mi s-a părut interesant și te felicit pentru chestia asta. Felicitări și... Și acum să vedem dacă este prezentă Cătălina Armeanu. Este Cătălina aici. Da? Da, sublimă. Poftiți. Felicitări. Mulțumesc. Spuneți câteva cuvinte despre lucrările prezente în expoziție. Eu sunt un autodidact, dar nu știu până acum 5 ani că știu să țin pensula în mână. N-am știut ce înseamnă o lucrare pe pânză, dar într-un elan și într-o plictiseală față de meseria mea, care mi-e și rușine să vă spun ce fac, așa, este oricum cea mai plicticoasă meserie din lume, cred, aceea de contabil. E revizorul contabil. Revizorul contabil. Dar este cea mai grea. A fost o meserie după Revoluție foarte încercată datorită evoluției legislației și a tuturor și a economiei. Și nu prea am avut timp de pictură, dar mai spre bătrânețe, așa. Am luat pensula și am zis, dacă mi este, am luat un tablouaș mic de 20x20 și am făcut un copac și nu mai știu ce pe acolo și am zis, dacă ăsta mi iese, atunci mă apuc de pictură, dacă nu iese, nu mă apuc. Și a ieșit foarte bine, băiatul meu a fost foarte încântat, a fost primul critic al meu și așa a început totul. Mi-a plăcut această, mult deosebit această lucrare. Această lucrare nu este ideea mea, este făcută după... Se numește, să spunem cum se numește. Poate să uită. Da, e o reprezentare a unui care? Corp. Aceea din spatele da. Noastre. Contopire. Contopire, da. Aici, e tocmai bună că e de Dragobete, contopirea. Da, este după o lucrare a unui pictor rus, nu este ideea mea, este o reproducere, nu știu dacă pot să-i spun. O interpretare. Că un pic am mai schimbat eu pe aici, pe acolo, că unde nu am știut să fac ce a făcut el și pe unde am avut altă idee. Dar oricum, la asta am muncit vreo 3-4 luni, adică recunosc că a fost foarte complexă pentru sunt mine. Sunt diferite ca gen și ați încercat probabil să... Nu mai lucrasem de corpul uman, adică a fost pentru mine o grea încercare.
Varietate tematică ați încercat în această expoziție. Iar dar ce se întâmplă? Încă nu mi-am format un stil anume, am încercat mai multe stiluri, pentru că îmi place să diversific, îmi plac culorile foarte mult, culorile vii, și îmi place să exprim bucurie. Adică un tablou care, după mine, pe care l-aș pune în casa mea, este numai unul care să-mi creeze, să-mi aducă bucurie, să îmi trezească sentimente pozitive, nu negative. Și atunci am mers pe explozii de culoare în multe tablouri, nu numai cele de aici, dar le-am zis și pe cele de la Karoff. Sunt foarte mulți artiști mari în istoria artei care au construit prin culoare. Deci culoarea, arta, în primul rând, culoarea, în primul rând, culoarea pe mine m-a fascinat și florile mă fascinează. Și nu neapărat formele. Adică nu am ținut neapărat la forme, cât la culoare și la expresivitatea tabloului și la bucuria pe care poate să o transmită. Și eu vă felicit pentru că în istoria esteticii, să știți că în istoria esteticii au fost foarte mult discutate aceste lucruri. Da. Primordialitatea formei sau primordialitatea cromaticii sau au fost foarte multe discuții de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei artei privind aceste problematice estetice. Eu dumneavoastră, deci dumneavoastră într-un fel reparcurgeți aceste etape. Felicitări și să ne vedem următoarea istoriei artei. Nu este lucrat acum, nu este. Până atunci o să vorbesc cu spaniolul. Adelmo. Un moment să-i ascultăm și pe Adelmo. Un cuvânt. Da. Tablourile mele vorbesc în locul meu. Mulțumesc frumos. Nu pleca, nu pleca. Bine. O să vă zic că, bine. Mai avem pe Lampu Setinu Căpățână, poftiți, da? Sigur. Un concis, da, să nu vrea să-ți prea mult. Eu fiind absolvent de la Arsa Cresticură Generală de zonă barocă, clasică, și având experiență în domeniul lucrând în proiecte monumentale de pictură murală, încerc să aduc pictura barocă, să o aduc pe pânză, transformând-o în stilul meu, stilul meu fiind un expresionism liric. Lucrarea asta face parte dintr-o serie cu care voi participa și la Târgul de Artă Internațională de la MOBU, care va fi în Târgul MOBU, de fapt așa se numește, MOBART, care va fi în mai. Unde? Unde va fi? La Romexpo de data asta, anul trecut a fost la Romairo. La Romairo, da. Chiar în perioada Târgului de Carte. Și când? În mai, da? În mai, spre sfârșit, începutul iunie. Să ne anunțăm pe Facebook, ca să fim prezenți, să fim alături. Deci se face reclamă, se va face reclamă mare. Da. Și cam asta e ideea. Deci o lucrare din seria mea de pictură barocă, să spun, zona expresionistă. Da. Felicitări! Felicitări! Și succes! Înainte de a... Mai este și doamna Ciobăniță, dar spune. Imediat, până să vorbească de doamna Ciobăniței, aș vrea să menționez câțiva artiști care participă la această expoziție, dar care n-au putut să vină. I-am așteptat și da, n-au mai așa. Din diverse motive. Mihail Puiu. Să-i aplaudăm. Gheorghe Zvaici, Antoaneta Iancu, Antonina Sofia Sociu, Mihail Gavril. Îi aplaudăm pe toți. Și acum, doamne Speranța Ștefănescu, să continue. Să invit pe doamna, auzi că mai cer doamnă, pe Lia Acevăriță. Mulțumesc. O să vă spun că pentru mine este o cinste să particip la această expoziție și la această galerie, mai ales că pentru mine această galerie este, de fapt, debutul meu. În urmă cu vreo 12 ani, nu mai mi-aduc bine, foarte bine aminte, aici am debutat prima dată. Primele mele tablouri au fost expuse aici. O să vă spun
că meseria de contabil nu e atât de tipicoasă, eu fiind expert contabil, dar am aici colege care sunt contabile și, dar este o meserie din care cam toată lumea vrea să evadeze și același lucru am făcut și eu, am vrut să evadez din această meserie și așa m-am apucat de pictură. În această expoziție particip și eu și soțul, de fapt, cu două lucrări. O lucrare a mea este Amazoana și vreau să vă spun că lucrez în toate tehnicile, chiar în ulei, în acrilic, în așa, dar întotdeauna am vrut puțin să evadez, cum am vrut și din contabilitate, am vrut să evadez și din partea aceasta cu culori de ulei, așa, și atunci am început să caut în 3D. Și în felul acesta am făcut aceste lucrări în care am folosit multe materiale, multe tehnici și eu zic că cam așa mi-am găsit drumul și cam toate lucrările din ultima perioadă sunt aceste lucrări care le fac în 3D pe diverse suporturi. După mine s-a apucat și soțul care, de fapt, de drept meseria lui este de gravor, nu manual, dar în momentul este pensionat, este și bolnav, dar în momentul când a văzut că eu tot lucrez, a început și câte puțin, câte puțin, și a zis, stai, eu știu să fac o matriță, știu să fac așa. Și atunci amândoi am început să facem diverse lucruri și de la cea lui este manechinul, care o să-l vedeți aici. Cam atâta, vă mulțumesc frumos pentru audiție. Ca să închei acest pericol, vreau să spun că arta, în general, este o formă de exprimare a sufletului. De aceea nu este atât de important ce profesie avem fiecare, să zicem, prietenorată avem fiecare. Și fiecare profesie are utilitatea ei, fără de care în societate nu se poate. Chiar dacă ați vrut să evadați dintr-o anumită profesie, sunt sigură că acolo ați fost extraordinar de excelent în profesiile dumneavoastră, pentru că un artist complex nu are niciodată în artă, până la urmă, ceea ce este important este talentul. Și vedem asta și în zona artei dramatice și în zona, deși sunt absolventă unei școli de arte și am experiența unui, mă rog, profesor din zona academică și așa mai departe, vreau să spun și o parte pozitivă și o parte, să zicem așa, un pic negativă în ceea ce privește zona asta academismului. Există sigur că da, o parte pozitivă pe care școala o conferă și anume capacitatea de a sintetiza anumite informații, de a-ți da anumite rețete, însă pe de altă parte, aș spune eu, partea la care ar trebui să mai lucreze școlile de artă în general, după experiențe de peste 20 de ani în zona asta artistică, ar fi tocmai această libertate a exprimării de care unora dintre profesorii de la arte le este teamă. Pentru că, de fapt, sensul artei este exprimarea sufletului și a personalității celui. Nu este neapărat o rețetă indusă de o structură academică sau alta. De aceea, mari artiști, de fiecare dată și toate curentele artiste, de fapt, au apărut ca o reacție la ce a fost înainte. Da. Deci dacă noi o să imităm în mod manierist numai ce există, noi nu să putem să inovăm noi, cei care creăm artă, noi nu să putem niciodată să mergem mai departe în etapa următoare de a inova, pentru că cel mai greu în artă este nu neapărat să... Sigur că ai nevoie de o istorie a informației, nimeni nu e... a existat o istorie în spatele tău, însă, dincolo de asta, inovația este esențială în artă, pentru a crește și ajunge la un nivel. Una este să fii virtuos într-un domeniu și una este să fii creator de curente, de expresii și așa mai departe. De aceea nu vă faceți niciun fel de complex în acest sens. Este foarte bine să încercați să vă exprimați artistic, nu contează de unde și chiar pot să spun că experiența dintr-un anumit domeniu poate să se transfere foarte bine în experiența plastică. Pentru că l-am văzut și invers, în cazul în care tu ai experiența numai a unei zone boeme, tu nu ești, de exemplu, nu ești un om complet. Și atunci tu nu poți, de exemplu, să exprimi ceva din mediul social, spre exemplu, foarte la obiect, pentru că tu nu ai contact cu asta. Deci cu cât frecventezi mai multe medii sociale, profesionale, cu atât experiența ta personală poate fi transferată artistic. Deci de asta vă spun. Este foarte important să exprimi artistic și nu contează. Eu vreau doar două lucruri să spun. Unul, să vă înmânez această diplomă. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc, mă onorează această diplomă. La fel ca ceilalți. Și
pot să spun, mă onorează și în același timp vreau să spun că mă și simt foarte bine, pentru că este o echipă de curatori, de galerii, nu știu cum să vă numesc, de oameni de artă până la urmă, că numai niște oameni de artă pot face asemenea lucruri și pot, se pot ocupa, că eu vă știu de o viață întreagă, vă ocupați de acest lucru și cu Cristina de câțiva ani extraordinar de frumos. Sunteți o echipă care știți să induceți acea emoție pozitivă, ca oamenii să vină spre dumneavoastră, ca artiștii să se aplece și să vină cu plăcere în spațiul acesta sau în spațiile unde vreau să faceți expoziții. Și să formați niște artiști, tocmai, adică această școală paralelă față de școala academică, eu zic, este o idee extraordinară și o idee progresistă pentru ceea ce trăim la fel. Este nevoie de o școală paralelă față de academică, cu toate că eu v-am zis, sunt absolventă și am foarte multe cunoștințe și în domeniul acesta. Mulțumesc și eu. Da. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun, și nu cel din urmă, o invit pe doamna Doina Ghițescu, actriță, să spună câteva cuvinte. Doamna Ghițescu este o prietenă permanentă a galeriei și o să vedeți ce frumos vorbești. Vă mulțumesc! Mulțumesc și dumneavoastră pentru palmele dumneavoastră. Așa spun actorii, eu sunt actor, asta am făcut o viață și fac în continuare. Sunt și director programe Relații Mass Media la Forumul Dezvoltării Durabile România Orizont 2025 și de asemenea la Asociația și Fundația mai nou internațională Omenia. Ce se întâmplă? Cum este cu arta vizuală? Așa cum este și cu poezia. Știți prea bine cântecul acela, că nu e om să nu fi scris o poezie, măcar odată, doar odată în viața lui, când a iubit, a luat un petic de hârtie și a așezat pe el tot focul inimii. Omul, poetul, a așezat pe bucățica aceea de hârtie tot focul inimii. Cu certitudine în fiecare dintre dumneavoastră care sunteți artist, creator și astăzi ați înfrumusețat pereții acestei galerii de artă aici pe strada Ranumus Cel, numărul 13, o stradă cu de referință, cu un număr de referință, nu oricare, 13, dar aici se află o galerie importantă cu doi oameni inteligenți care și-au dat mâna și este vorba și inimile lor pentru ca în armonie să dea viața acestei galerii de artă. Solei, îmi pare rău că nu mă filmează și pe mine, te filmează numai pe tine, ar trebui să te sacrifici pentru chestia asta. Arta se sacrifică să mă filmezi, o să se filmezi despre tine. Din urmare, e bine ca ceea ce e bun să rămână. Iată de ce spun, și-au dat inimile, mâinile, într-o armonie specială și este vorba de Cristina Raicu, aplauzele o îmbrățișează, și Adrian Candelescu, de aici pe undeva, este... și susțin această galerie de artă din multe puncte de vedere. Nu se poate fără susținere. Meșterul Manole a sacrificat, ideea sacrificiului există în toate operele de artă. A sacrificat ce avea mai de iubit, iubirea lui. Acolo, de fapt, este iubirea de artă, iubirea pe care atunci când o trăiești cu adevărat prin toate fibrele ființei tale și vrei să lași pentru rodul și pentru lada de zestre a acestui pământ, oriunde te afla, oriunde trăiești, să lași un bun pentru un mâine, știut fiind că orice mâine își are mâinile lui, trebuie sacrificat ceva din tine. Altfel nu se poate. Lucrul acesta îl faceți fiecare dintre voi, cei care expuneți astăzi aici. Și în alte profesii, doamna avocat știe prea bine că la tribunal o virgulă schimbă o sentință.
Există sacrificii și sacrificii. Ați fi crezut cândva, cu ani în urmă, că din avocata care vă doriți să fiți acolo undeva, în sertărașul acela discret al inimii dumneavoastră, există o chemare pentru artă? Nu știu, dumneavoastră știți mai bine, dar ați reușit să o faceți, ați reușit să o așezați acolo unde trebuie. Unii dintre dumneavoastră, precum Septimiu, a făcut din artă o profesie de credință. El s-a gândit, a terminat artele plastice, acolo unde ne-a spus, la Monumentală, eu v-am mai văzut și la Muzeul Satului și în alte locuri, cu Cristi Olteanu și nu numai, și cu Mihai, cu Florin Mihăilescu. Deci sunteți într-o formulă magică, vizuală, de artelor plastice foarte bine conturată. Ceilalți s-au descoperit pe parcurs, pe parcurs făcând și cu totul alte profesii. Da, dar lucrul acesta înseamnă foarte mult, pentru că unii chiar excelați. Văd aici undeva în spatele meu o Cătălină sublimă. O Cătălină, aplauzele sunt pentru Cătălina. O Cătălină sublimă. Vedeți dumneavoastră, ea nu pictează oricum. Pictura ei, priviți, 1, 2, mergem aici în spate, n-am eu cum să mă dau ușor la o parte, dar pictura ei este o pictură spectacol, este o pictură scenografică, ea face scenografie din pictură, ca și cum ar așeza adevărate cortine undeva într-o piesă de teatru, într-o dramaturgie excelentă. Uite, m-am început să mă încălzesc. Într-o dramaturgie excelentă și toate aceste cortine cad de undeva. Cortina dumneavoastră cade frumos și place din plin publicului spectator. Cătălina, excelente, am văzut și la Caro, tot ce faci tu este o fascinație vizuală în arta pe care o simți probabil de mult, dar abia acum începi să o așezi într-un contur motivat, documentat, artistic, în forma asta. Dragii mei, vreau să vă spun că, ducându-mă spre Antonina Rizea, e aici, da? Antonina Rizea îmbină foarte bine culorile, cromatica ei, fie că e pe măsuță, fie că e acolo în vază, toate cubulețele acele de mozaic le împletești absolut fermecător, pentru că ceea ce faci tu strălucește în vastele apartamente, oriunde dă strălucire. Ai reușit, nu trebuia de mult poate să faci lucrul acesta și ar fi însemnat și alte redescoperiri în tine. Dar ceea ce faci tu este frumos, cu migală, truditor, dar așezat bine în culoare, în obiectele care înfrumusețează oriunde casele oamenilor. Cu drag! Și Dan Barbilian asta a făcut și pe urmă Ion Barbu, marele poet, cu tot ce știm, omul dogmatic după meci și întreaga filozofie, regretele târzii nu ajută la nimic, iar dumneavoastră matematician. Da, e multă geometrie în modelele care ies pe aceste vase. Lângă noi, să știți că se află și criticul de artă și criticul literar și cel care este artist vizual, și lui aparțin cele două enciclopedii și se mai pregătește încă una grandioasă, e Virgiliu Cojocaru Cover. Să ne bucurăm de prezența lui. Aș vrea să merg mai departe pe firul poveștii, așa cum mi le-am ales eu la un moment dat. Adelina, pentru că ești aici lângă mine, să știi că fețele tale, chipurile acelea care sunt unul aici, în acel, este mare, adică pictezi pe suprafețe mari. Suprafețele tale vorbesc, făpturile tale sunt frumoase. Cred că și Suleiman Magnificul ar fi lăsat-o pe Hürrem și s-ar fi uitat la minunea. Iată ce aplauze, vezi, fără să le cere. S-ar fi uitat și ar fi ales
ar fi căutat, ar fi făcut războaie ale Imperiului Otoman să găsească făptura minunată care strălucește acolo pe pereții simezelor de la Galeria Solei, Cristina Raicu, repet încă o dată, și Adrian Pandelescu. Este ceva dincolo. Pentru ea ar trebui, atât de bine realizată e, încât ar trebui să mergi, să te duci până la depărtări dincolo de lume ca să ai de unde te întoarce. Așa este și cu acea făptură. Ai reușit, ai adus la un moment dat o negresă, probabil zodia berbecului. Eu sunt zodia berbecului pe 3 aprilie, doar că nu sunt negresă, sunt grasă. Merg aplauzele, le primesc cu mare drag. Vreau să vă spun că, să vedeți, este absolut realizată cu subiect și predicat. Cu subiect și predicat, foarte bine. Chipurile tale împodobesc. Mergi înainte, alte redescoperiri. Poți să împodobești saloane mari. Pictura aceea dă frumusețe și strălucire într-o clipă din univers. Mergem mai departe pe firul poveștii și mă întâlnesc cu, vreau să o iau așa ca să nu greșesc aici, cu Septimiu. Septimiu, știu pregătirea ta. Și caii se împușcă. Știi filmul, da? Cu Jenny Fonda. Merita. Jenny Fonda a jucat într-un film sublim. Și caii se împușcă. Și se lupta pentru această idee. Așa cum tu ai luptat pentru înflăcărarea lor. Ninge cu albastrul coamelor de cai. Ninge ca o nuntă veche la fereastră. Către acolo mă duci cu gândul și atunci nu pot decât să-ți iubesc pictura, să placă ochiului, căci asta este arta. Mi-aduc aminte într-unul din episoadele faimosului serial Suleiman Magnificul, îl poartă pe unul din cei de la curte și arată grădina palatului, seraiului, și era într-un loc, era aceeași floare, aceeași culoare cum ar fi la lelele de aici, iar dincolo erau flori multicolore. Și l-a întrebat, care îți place mai mult? Aici, unde strălucește o singură culoare, o singură floare, sau aici, unde sunt mai multe flori, mai multe culori? Și el a zis, aici, unde sunt mai multe, pentru că acolo înseamnă îmbogățire. Nu putem vibra numai pe o singură coardă, trebuie să vibrăm pe mai multe corzi. Vibrând pe mai multe corzi, de acolo iese și frumusețea. Nu întâmplător cei doi, Cristina Raicu și Adrian Pandelescu, au vrut ca această expoziție să se numească Oameni, artă, oameni și locuri. Eu aș mai adăuga și fapte și mă duc cu gândul la ce a scris Geo Bogza, Oameni și fapte. Și să știți că garoafele sunt roșii și din pricina mea, adică din pricina omului care trăiește și inima lui se zbate. Este într-adevăr o izbândă a ta și aici la Galeria Solei. Septimiu, îmbrățișat de aplauzele noastre. Și acum, dragii mei, mă duc către cel care a vrut să plece. Un Adelmo fascinant, o mai fi pe acolo, e la ușă. Adelmo stă la ușă pentru că vrea să rupă biletele la ieșire. La intrare, la ieșire. Adelmo n-a vrut să vorbească, a zis nu, eu nu. Eu nu, a zis el. El pictează. Adelmo a avut o cu totul altă profesie, cadru medical, spital, asistență medicală, asistență socială, supraetajată, supraîncărcată, nebunească la un moment dat, dar el pictează. Pictează nu de ieri, nu de azi. Acolo sunt, acum sunt numai două lucrări. Există un vultur pescar care are vibrația lui și care în acea zecime de milionime de fracțiune de secundă vrea parcă de undeva de acolo, din valurile mării înspumate, să-și ia ceea ce trebuie. Este în mișcare și dacă o vezi așa, înseamnă că mișcarea este realizată bine din moment ce ți-a plăcut și vezi acea mișcare, vezi unda care se mișcă a mării, iar lângă ea e pădurea de mesteceni. Și pădurea ta de mesteceni, Adelmo, mă duce cu gândul la filmul Pădurea de mesteceni a lui Cibulski. Cibulski, un regizor polonez, a realizat acest film Pădurea de mesteceni. Se termină cu o tragedie, cu o dramă. Actorul care a jucat este Daniel Olbrinski. Daniel Olbrinski, nu știu dacă mai trăiește, ar trebui să fie prea bătrân. Dar vreau să-ți spun că mă duci cu gândul la pădurea aceea unde se petrec
Chiar dacă ea este într-o toamnă care îți place să petrec atâtea drame și dramele astea sunt, vezi, fac parte din viața oamenilor. Fiecare dintre dumneavoastră reușiți prin ceea ce realizați o clipă să trăiți, să înfrumusețați prin talentul hărăzit de bunul Dumnezeu, ca și tine, Adelmo, care mai ai o lucrare cu pădurea de mesteceni în Franța. În Franța, iată lângă mine, se află alți doi colecționari și realizatori de evenimente într-o artă vizuală. Este vorba de Daniela Radu, soprană, Pandelescu, Daniela Pandelescu, împreună cu soțul ei, Thierry, care cred că este pe aici. De aici, Thierry, je t'attends, tu es là, je suis enchanté, venez. Este Thierry, da, aplauzele sunt pentru el și pentru soția lui. Acolo undeva la Paris, ei au o lucrare de care Adelmo normal că știe că doar el le-a dat-o lor, o lucrare cu pădurea de mesteceni, cu niște mesteceni, o altă variantă care se află la voi. Voi ați avut asemenea evenimente și ați dus acolo da. Mai multe, să spun așa... mai mulți artiști. Mai mulți artiști, dar în diferite serii. Dragii mei, ce vreau să vă spun ca să merg mai departe? Adelmo! Știu, ești căsătorit, nicio problemă. Eu sunt necăsătorită, dar îmi caut. Mie mi-a zis domnul Pandelescu că mai vin și necăsătoriți aici, da. Eu văd aici doar, de dumneata nu s-a spus nimic, să știți. Aveți o ochelare, aveți o privire de IBM, de calculator. Nu vorbiți, știu, nu românește vorbiți. Dar puțin, așa. Mie îmi plac puii cu roșii și ador bărboșii, să știu. Dragii mei, vreau să vă spun că doamna Lia Ciobăniței, frumoasa Lia Ciobăniței, ai un nume atât de frumos, un nume de flori de câmp, cu câmpul tot pe care îl vezi în bătaia soarelui. Dumneata, ceea ce faci acolo, busturile acelea, cu mixaje, cu tot felul de ieșiri în relief, și care sunt împodobite și mixate bine cu ceea ce dumneata așezi, este acolo e ceva ce eu nu am văzut la foarte mulți. Este o tehnică mixtă în care folosești și metalul, și textila, și iubirea unitare. Vreau să-ți spun că amazoana aceea este Oxenia, prințesa războinică, să știi. Este, uite, și Cătălina de acord cu mine. Mergi înainte pe lucrul acesta, este foarte frumos, este foarte frumos. Dragii mei, merg mai departe și unde mă opresc, unde e, poate tu mai acum nu filmează, măi, e rândul tău, unde este mica sirena, unde a plecat? Acum, am și-o rugăminte. E vorba de Corina. Corina Chirilă, vino lângă mine. Corina Chirilă, n-am să-i spun doamna... Nu, domnișoare! Vino și lângă mine, Corina. Corina Chirilă, mă, încrănează și pe mine cineva. Corina Chirilă, eu n-am să-i spun doamna Corina Chirilă, nu. Nu, e domnișoare. Am să-i spun, nu din punctul ăsta de vedere. Ea este astăzi prințesa de mac. Este o adevărată prințesă de mac. Poate pentru că medalionul acesta, nu știu cine l-a făcut. Elena Nicoleta Apostol. Unde e? Are un magazin. Parcul Iore. Și am podobit-o așa cum a simțit-o. Astăzi ea este prințesa de mac. Această prințesă de mac a terminat cândva biologia. Și eu am terminat biologia. O clasă specială de biologie la liceul Iulia Hajdău. Dar am devenit actor. Și eu cunosc de faza de morulă, de blastulă, de gastrulă, despre care tu știi, este vorba de dividerea celulii. Ea așa așează acolo minunile. Sunt copaci care vorbesc și care pornesc de la analiza lor microscopică. Acele minuscule, te duci acolo undeva la zecime de milionime de fracțiune. Ea le înfrumusețează și le așează în armonie, într-o artă pe care ea a ales-o. Căreia ea îi dă forme. Formele ei vorbesc, formele ei dansează, formele ei au exprimare coreografică. Corina Chirilă sau Prințesa de Mar. Cu drag. Și merg mai departe, nu știu dacă am uitat pe cineva. Luminița Stoican. Unde-i Luminița Stoican? Luminița. Aici, să vă putem pune.
Luminița Stoican. Luminița Stoican a ales o temă muzicală. Dar eu vă spun de ce a ales, lăsați un pic. De ce a ales ea această temă muzicală? Luminița Stoican aparent este un om timid. Poate chiar pe undeva acolo în structura ei interioară, pentru că atitudinea ei umană este foarte frumoasă, dar în structura ei interioară, ea, Luminița Stoican, știe prea bine că arta, în general, și muzica, în special, îi face pe oameni mai buni, mai prietenoși și mai apropiați unii de alții. Pentru că între pământ și cer, între om și Dumnezeu, stă arta, dar și cântecul. Tocmai de aceea voi faceți lucrurile în forma aceasta, cum este și doamna care n-a venit acolo, parcă numai cleștar, cleștar care curge în forme speciale de undeva din ceruri și sticlă cu cleștar și cu o nebunie, cu o frenezie. Doamna aceea, cum se numește autoarea, care nu e aici? Autoarea nu e aici. Ia, această autoare pictează cu o frenezie uluitoare. Cu o frenezie uimitoare, cu acea bucurie de a trăi și de a cânta în forme vizuale. De la ea mă duc tot la Luminița Stoican și ea are o pictură care cântă, muzicală, e aici este chitara, o chitară bas și mai are dincolo un saxofon. De ce credeți că a ales saxofonul? Saxofonul, cu notele lui grave, joase, creează cu adevărat o frumusețe. Adică saxofonul înseamnă dragoste, senzualitate, înseamnă iubire, înseamnă trăiri profunde. Acolo e zbaterea ei. E și mama, are un copil, are un soț. Dacă o vezi pe stradă, nu zici că poate să dea. Zici că e o femeie comună care poate lucrează undeva în textile sau undeva la țărțărinte. Așa este. Sigur că da. Și nu știi ce este în om. Trăirea este foarte importantă. De asta vă spun că decât singurătate în doi, mai bine singurătate de unul singur. Trăirea este extrem de importantă. Trăirile ei vorbesc, sunt într-o frenezie, într-un zbucium. De aceea a ales saxofonul. Saxofonul, vezi că-ți place, mai țineți minte filmul acela cu, cu Paul Newman sau cu Marlon Brando. Marlon Brando, mai tânăr într-adevăr și cânta la saxofon, dulcea pasărea tinereții. Vedeți dumneavoastră, pe acolo se duce ea. Ea se duce în niște trăiri pe care le caută, e posibil să nu le aibă acasă. Poate acasă nu le-a trăit niciodată. Dar trăirile ei sunt acolo pe pânze și aplauzele o îmbogățesc acum în această clipă de frumusețe și de strălucire. Cu drag, nu știu dacă am uitat vreunul din artiștii care se află aici. Mai sunt și alții? Nu cred. Nu. Cam aceștia sunt prezenți. Am vorbit doar despre ea pentru că acel cleștar și curgerea asta de sticlă, nu știu, m-a fascinat și pe mine. Și parcă pe această imagine, dacă ne cântă saxofonul Luminiței Stoican, atunci probabil că și noi trăim ceva ce poate nu avem nici noi niciodată, că nu știm acum ce și cum. Dar ce este important? Ați ales arta, iar voi, prietenii lor, ați ales să veniți la ei. Și dumneavoastră, o familie, te caută familia asta de la începutul. Eram numai eu aici, Cătălina. Adică aștepta să vină diva. Și diva a venit. Pentru că ești o divă prin ceea ce faci. Nu pot decât să mă bucur. Poftim? Diva a stat în trafic. A, din cauza traficului. Să mă bucur, să vă doresc sănătate, izbânzile necesare și această clipă să ne înalțe, să nu uităm și să facă parte din trăirile noastre, nu nostalgice, din trăirile noastre care sunt pline de amintiri pe care nu vrem să le uităm și care dau valoare oamenilor și faptelor de lângă noi. La bună vedere! Mulțumesc, oameni, locuri, oameni și fapte. Mulțumesc. Așadar, să închinăm acum un pahar și să ne bucurăm de vinul Leanu și de aceste preparate care sunt aici din belșug pentru noi. La bună vedere, la mulți ani. Mulțumim.
Gracias.